Cineva se aude. Se aude o mașină de poliție, ceva. Haideți să mergem. Acestea sunt primele urme pe care le-am găsit în pădure. Văd aici niște mâncare, câteva sticle de apă și tot aici este o panglică albastră pe care cel mai probabil a folosit-o cineva atunci când a intrat în pădure. Este foarte horror pădurea asta, cu siguranță. Stați așa. Bă! Am intrat chiar acum în partea interzisă din pădurea Aokigahara. Nu mă simt prea confortabil nici aici, deci după cum puteți vedea, acolo este linia cu nu intrați și noi, ca românii, evident că am intrat. Vă dați seama că nu aveam cum să vin în pădurea asta și să nu intru pe interzis, adică n-aveai cum, veneam degeaba. Evident că în partea interzisă sunt și lucrurile cele mai interesante, asta dacă nu-mi rup gâtul până ajung la ele. Aici sunt foarte mulți copaci rupți, e mult mai greu să mergi pe aici. Ok, nu prea mai este cale de întoarcere. Haideți să mergem. Chiar sunt curios ce găsim pe drumul interzis. Aici liniștea este și mai și. O problemă destul de mare pe care nu am luat-o în calcul este că ne apropiem de ora la care putem lua ultimul bus, ultimul autobuz care ne duce din Aokigahara până... Au, mamă, ce să-mi rup glezna. Până în... Wow! Cineva s-a luat. Cred că am auzit o sirenă de poliție să-mi bat piciorul. În curând o să rămânem fără autobuz și problema este că aici suntem într-o zonă foarte îndepărtată unde nu găsești mai niciun taxi. E destul de greu de mers prin partea asta interzisă. Wow! Băi! Cineva se aude. Se aude o mașină de poliție, ceva. Haideți să mergem. Băi, nu e bine deloc. Aud foarte multe mașini de poliție. Băi, nu mai. Dacă am mers pe drumul ăsta înainte, haideți să merg până la capăt, în speranța că o să găsesc pe aici ieșirea din pădure. Să sperăm. Nu știu de unde s-a auzit mașina de poliție. Încerc să fac rost de o fărâmă de net. Nu e bine deloc. Erau doi oameni în punctul de intrare interzisă care cred că m-au văzut și au anunțat poliția. Nu e bine. Nu e bine deloc. Nu-i mai aud. Dar dacă au intrat în pădure după mine, e cam groasă. E groasă situația. Mi-e frică rău de tot. Știu că pe cameră se vede în continuare că ar fi zi, dar credeți-mă, nu mai e deloc zi. E beznă. Am lumina. Singura care mă mai poate scoate din pădurea asta. Doamnește, ou! Mare grijă și la gropi. Dacă am căzut pe aici, rip. Nu e bine deloc. Fug de poliție în Japonia, pădurea Aokigahara. Cine s-ar fi așteptat la asta? Acum înțeleg de ce toată lumea zice că nu e bine să te abați de pe drumul marcat. Niciodată, dar niciodată să nu faci ce am făcut eu acum. Văd o lumină. Cred că am văzut. Da, e o lumină acolo. Ați văzut lumina aia? Nu pot să cred de ce ne-am dat în cele din urmă. Gata, mă, te-ai descurat până la urmă? Băi, iar mi-a fost doar de tine, no homo. Da, așa? Stai așa. Ești în viață, gata? Te liniștiți? Nu știu dacă observați, dar sunt transpirat tot. Așa. Mă bucur să vă văd. Nu știu dacă ați auzit sirena aia. Da. Deci, am găsit intrarea interzisă pe unde ați intrat voi, cel mai probabil. Da. Și erau doi oameni care se uitau destul de ciudat la mine și eu m-am făcut că m-am pierdut, că sunt dezorientat. Și, noi, da. Și când s-au întors cu spatele, am sărit direct peste aia. Așa. Și 2 minute mai târziu auzeam mare poliție și o goarnă. S-a transpirat tot. Nu știu dacă puteți observa, sunt rupt. Acestea sunt primele urme pe care le-am găsit în pădure. Văd aici niște mâncare, câteva sticle de apă și tot aici este o panglică albastră pe care cel mai probabil a folosit-o cineva atunci când a intrat în pădure. Și după cum am spus, noi acum suntem în partea interzisă, dar am ajuns cumva într-o extremitate a pădurii, pe acolo trec niște mașini. Nu ai cum să intri fără să sari peste drumul interzis, pe partea asta. După cum puteți vedea, sunt multe sticle de apă pe aici și trebuie să avem grijă pentru că sunt gropi, mai sunt cave-uri în care mai mult ca sigur nu ai vrea să cazi. Cea de-a doua panglică, la câțiva metri mai încolo, uitați-o chiar aici. Deci, după cum am spus, cei care intră în pădure și nu sunt 100% hotărâți dacă vor să-și ia zilele sau nu, leagă aceste panglici de copaci ca să știe pe unde au intrat în pădure, în caz că se răzgândesc, ca să știe cum să mai iasă din pădure, pentru că, după cum puteți vedea, deși nu este încă beznă, oricum voi pe cameră vedeți totul mult mai luminos decât este în realitate. Gândiți-vă că eu, dacă opresc chiar acum lumina, nu mai văd absolut nimic. Cam asta este ceea ce văd eu. Și chiar și cu lumina asta, nu ai avea nicio șansă să ieși din pădurea asta, fără net, fără GPS, mai ales dacă nu știe nimeni de tine, e foarte periculos. Am găsit chiar și niște ciuperci. Acum sunt mult mai liniștit pentru că m-am întâlnit cu băieții, dar, după cum puteți vedea, este bezna, noroc cu lumina și ideea e că nu știm ce ne așteaptă la ieșire, adică poate să fie liber, exact ca atunci când am intrat, sau pot să fie câteva echipaje de poliție care ne așteaptă, dar asta rămâne de văzut. Între timp, eu vreau să mă mai uit în afara drumului marcat, să văd dacă găsim în primul rând un cort, o panglică, urme sau orice altceva. Cum ți se pare pădurea față de anul 2017 când ai venit prima oară aici? Exact despre asta începusem să zic în video. Mi se pare că sunt eu acum mai conștient, ori au trecut anii peste mine. Eu niciodată, atunci în 2007 și nu mi-a fost frică de autorități. Cred că eram mai mic ca vârstă, nu știu ce se întâmplă, dar acum, într-adevăr, asta e singura panică pe care am, mai ales că după ce am fost eu, a fost domnul Logan Paul. Și la 2 săptămâni, parcă. La 2-3 săptămâni și atunci s-a mai idealizat foarte mult și nu știu dacă s-a schimbat legislația, dacă au venit și au făcut curățenie, poate au alte reguli, nu știu exact ce se întâmplă, dar la mine panica principală este legată de autorități. Principala mea frică sunt în primul rând urșii. De poliție mai fugi, de urs n-ai nicio șansă. Bine, nu vă încurajez acum să fugiți de poliție, dar având în vedere că vorbim de poliția japoneză, cred că putem face o excepție. Mai... Sigur ăsta e drumul? Da. Hop, sper. Da, deci... Foarte alunecos. Chiar sper să nu rup gâtul. Deja nu mai văd nimic. A auzit Cătălin ceva și ne-am oprit. A auzit Cătălin ceva, nu știu exact ce, dar mie mi-este foarte greu să merg cu lumina asta în față, pentru că atunci când e beznă și mai e și o lumină atât de puternică în ochi, ești efectiv orbit și nu înțelegi nimic. Nu știu dacă știți, dar nu prea ai voie să intri în pădurea Aokigahara noaptea și o să vă arăt chiar acum cum arată intrarea. Chiar acolo este o cameră, nu știu dacă o puteți observa, dar aici este o cameră de supraveghere care mai mult ca sigur are și notificare pe mișcare, deci cineva va fi notificat că sunt niște nebuni aici care vor să intre în pădure noaptea. Aceasta este celebra parcare de unde au început toate clipurile horror de aici din pădurea Aokigahara. Aceasta este pancarda pe care v-am prezentat-o și la începutul clipului. Din câte văd, aici nu s-a schimbat nimic, adică nu avem un semn care ne spune că nu am avea voie să intrăm sau ceva de genul. Pădurea arată la fel ca înainte, doar că este mult mai straniu, este beznă și vă spun sincer, mi-e de 10 ori mai frică acum. Sper să nu vină poliția prea repede pentru că ne-au luat pe camera, asta e sigur. Nu sunt puse degeaba acolo, așa că vreau să trag cât se poate de repede ce am de tras. Nu știu exact care ar fi sancțiunea în caz că mă prind aici. Cel mai probabil o amendă sau poate îmi confiscă materialul. Nici nu știu dacă e ilegal să intre aici sau nu, dar în mare cam așa se prezintă pădurea Aokigahara noaptea. Credeți-mă, nu vreți să fiți aici, mai ales singuri. Este foarte horror pădurea asta, cu siguranță. Stați așa. Bă!